Pues vinimos así a un episodio de Clash Royale. Deci, eu n-am mai trecut pe 200 Clash Royale, deci vă rog frumos, nu mă criticați că nu știu că s-a făcut un update. Acum am dat și am văzut că s-a făcut un update și am vrut să... E un update cam mare și am vrut neapărat să-l filmez, că am văzut că e mare update-ul ăsta și chiar merită filmat. E un update de vară. Și am intrat aici să văd ce e. Și am văzut că s-au băgat două cărți. Nu am intrat pe videoclipuri fixe, dar am înțeles că s-au schimbat cărțile între ele. Și dacă ne uităm... What? Ce asta? Emot de... Asta chiar n-am văzut-o. Ce asta? What? Emot... From shop. Emote de... Ce că șoc le pun pe șoc. În fine. Ce o chestie interesantă, n-am văzut-o până acum, observa, recunosc. S-a schimbat cărțile între ele, că nu mai stă în aceeași arenă. Dar s-au arătat cărțile alea două noi, nu le-am luat pe ambele, mi se pare că am luat dar nu știu. Uite asta, Giant Snowball. N-am, poate dacă știți voi ce, cred că nu știu ce fel de spell, eu nu spell, dar nu știu ce face. E în gheață, uite, vă, sau nu, dă, e un fel de Ice Spirit, nu știu, habar n-am. Un Ice Spirit mai că sper, nu știu, nu sunt sigur ce e, dar un două iman am, ok, dacă e bun, chiar e bun. Și vă zic că s-a mai băgat, dar nu știu, uite, să vă arate ce în arena. Asta, ce-o fi ăștia? Mi-e parcă niște hogare, dar mai cu un coif în cap, nu știu, niște porci și hogare, nu știu. Voi știți poate mai ce sunt, nu sunt ce sunt, ce animale a vrejului, habar am ce sunt așa sincer. Nu știu, sper să vă știu ce sunt. Pare interesant, ce nici mai am spus că sunt buni. Și acum o să vă arăt cum s-au schimbat cărțile. Poate pentru ce, pentru unii e avantajos unele cărți, spun, mie nu, mie personal am. Nu sunt așa de dezamăgit, pentru că am toate cărțile, afară de porci ăștia, care sunt la 10-a și legendarul așa două. Care s-au schimbat. Megalitonul s-a schimbat, aparent. Care să zice că s-au schimbat, nu știu să zic chiar pe toate. În training camp vedeți că nu e nicio carte schimbată, deci nu, în training camp nu aveți să căutați. Sau un pic că era în training camp? Cred că da. Cred că nu s-a schimbat nicio carte în training camp. A, ba, da, s-a schimbat. Te văd, țin că sunt nu. Dar s-a schimbat câteva cărți. Și în training camp, dar n-am văzut eu bine. Brabeții ăștia nu erau în training camp, știu sigur. Mi se pare la a doua. 15K, cred că nu era întâia. În fine, s-a schimbat și nu sunt sigur care, dar... Mi se pare... Mi-a interesant, nu mi se pare mai șmechi, mai interesant mi se pare. Asta nu se schimbă foarte multe cărți, dar oricum cred că... Nu știu ce... Cred că nu știu ce cărți, cred că... Asta nu era. Asta, nu, asta sigur nu era, dar în fine. În arena 1 văd că s-a băgat Hogrider și Hunter. Nu știu ce a băgat fix Hogrider. Nu știu ce ai băgat Hogrider în altea, chiar n-are nicio logică și nici Hunter, n-au nicio logică, sincer. Chiar n-au nicio logică. E Goblin, trebuie să faci ceva. A fi trebuit sincer să bagă Goblin Gang-ul sau ceva, dacă chiar vor să faci cu arena de Goblin. Părerea mea. Aici, Sincer, ce sunt niște cărți început, cred că ceva atât mai mie că au băgat asta, pentru că, practic, sunt niște cărți început și mai OP, adică, ăștia sunt destul de OP și am văzut și, păi, mă bucur că i-a băgat, că n-ai tot, cred că era. Giant-ul, așa de jos sunt OP, toate epicele, Apoi de chiar nu-mi convine că ce-au băgat în training camp, sincer. În a doua, Aceste două oricum, erau Valkyria, nu era aici, știu sigur. Cred că era întâia. Totuși ne trebuia și o rară mai puternică, că atunci tot ne cam slab. Dar atunci tot parcă nu era în 5-a. În 5 sau 2, în fine, nu mai știu sincer ce era, nu mă criticați, dar nu mai știu ce fix sincer în ea. Asta mi se pare bine, sincer, dar dacă, cred că mi se pare bună arena asta cu Valkyrie, chiar, cred că merge. Atria, what, Barbarian, what, Golem, ce cu un Golem aici? Și Barbarian Bear. De sincer, de aici nu înțeleg Golemul. Nu prea îl înțeleg. Dar, oarecum înțeleg și zici de ce, ce putea să bage, nu știu, eriții, că sunt niște barbari, practic. Dar nu, cred că ei consideră, uite, că seamănă puțin ca barbar, nu știu, hobor, nu știu. Fie ceva mai tare în arena asta, nu știu.
Poate da, dar rest n-au ce să bage gole, mă. La patra. Uite, fapt, în al patrulea din confine. Nu prea evol locul sincer zapului în arena asta și Lightning-ului. Hai, trebuie să fie în arena 11, că acolo e Lightning. Nici acolo ar fi trebuit să se ducă ăștia două. Părerea mea. Musca, nu știu, și minerul sincer îmi place scaut din arena asta. Sincer, vreau să prea... Astea de lavă, minerul nu prea, poate că are luminița în caz sau așa, poate altfel, dar în rest scoate minerul aici, sincer. Aici am spell. Bait să us connect e aparent. Mă, ce arena asta îmi prea îmi place, că cred că am slab acum. Dacă cine mie, acum n-ai niciun tank în arena asta, în asta mi se pare slab la cărțiuri. Sincer, eu că nu pot să doar Nectic care e mai ok, dar în rest n-ai cine știe ce cărți. Sincer. Adică, arena asta o cam prostit-o, nu știu ce, vă duc de sincer. Părerea mea, pe săracă arena. În a șasea, Wilder. Aici trebuie să vă facem multe building-uri. Canonul, să știi că aici arena asta arăsă cât de cât bine și ori. Skeleton Bearer, să zicem că e un building. Ce nu-mi convine mie în arena asta? Poate racheta are într-o. Inferno Dragonul. De asta le lasă cam la așa, sincer. Inferno și minerul de asta le lasă la fel. Părerea mea chiar trebuie să le lasă la fel, la fin. Chiar nu prea are să caute Inferno Dragonul aici. Chiar nu prea are să caute asta aici. Nu știu, în fine, clar. Nu aș pa, arena asta chiar nu fac din film. În film nu asta încă imagine. 7 watt. Heal. Cred că pentru Team Mask, că în rest n-ai ce să pui heal în arena asta. Și bă că e băgat Royal Ghost. Că e Royal Arena, da. Royal Ghost-ul sincer care merge în arena asta, care e o coroană. Arena asta știi că e, asta e bună, ok, e făcută. Frozen, asta să știi că e bun ăsta pus. Sperul ăsta, chiar e bun pus. Nu prea mă cât întăpi mie de aici pompa. Pompa și toarna, dar pompa mă încă întăpi mie. Dar, da, în altă rând cred că n-aveau unde să o pun. Cred că de-aia să pun la building pe asta. În loc de racheta. În fine, nu știu. E racheta ce era și facea. În fine, nu știu. E bun și asta. Ok. Asta de junglă. Aici nici nu e schimbat, aici a fost luat Hunter-ul. La propriu, chiar aici n-a fost schimbat, aici a fost luat Hunter-ul, n-am ce se zice, aici n-am ce comenta. Aici! Bomb Tower a ajuns la 10-a, frate. Bomb Tower a de slab, la 10-a a ajuns așa. Poți zic că erau că și... Ce nu-mi place mie în arena aici? Nu prea îmi place Bomb Tower-ul. Eliții, porcea, ok, arată bine imagine. Magic Archer. Așa, așa, așa. În fine. Nu-mi place mie Bomb Tower în arena asta, sincer. Chiar nu-mi place deloc. Arena 10, 11, ce-au pus? Tesla e bună, Zepis e bună, Electro e bun chiar. Electro chiar. Sparky chiar era bun. Uite, afară de clone așa două, putea să pună Zap și Lightning. Dacă pune Zap și Lightning, chiar era rană pe șmecheră. Era de Zap-ul, frate, și chiar era șmecheră, da? Poate să fie chiar așa de multă, nu știu, cred că a fost strategic. Că era SEO ce să o mergi. Da. Deci că nu a pus nimic. Da. Da. Tot mare update. Decent update. Poate nu are convine, poate unul de arena mică, că unul de arena 3, sincer, trebuie să pune că are goleul. Deci, de ce era convine la de arena mică? Hogo că e foarte bun, nu știu, nu știe să joace, nu știu ei să joace, dar Hogo e foarte bun arena asta. Hogo e bun, Hunter, nu prea. Deci, arena mică, Hunter, bă, chiar oricum era. Golemul, deci golemul, frate, e bun, deci golemul chiar e open arena asta, o să fie open cine are. La fel și Batman, dar o să fie bătaie în apară, că se apără pe cam. Aici nu prea, nu e cea 5-a să iei, probabil îmi place să iei. E așa, se cam la fel, să iei cu declările, nu aș putea să mai ții ceva. Noaptea să mai iei ceva, sper pe aici, să iei mai bănita. Pentru cei care au început jocul, pentru mine nu mă afectează așa, încă v-am zis, eu n-am card pe care o să o bat de rară, doreng, o iau până la urmă. O iau până la urmă. Atunci ăștia nu se duc. Nu e eu până la urmă.
În fine. Să sunt tins asta mult. Îmi se pare că am opus alte. Asta e de cum e. Asta am de pe 2. Uite. N-ai tu poți să fără revolt, deci pe dăm. N-am nicio. În fine. Scriu un chest pe video. Hai să scriu mai tot de ce scriu pe video. De nu mai vizit video. A, se scrie și nu ești. Poate nu e bigă ce o impresă. Na, bigă nu e. Îmi bigă doar fireball-ul. Îmi face un video așa să dă, bine. Nu știu că data viitoare cu el. Poate face și niște, am face niște goblini ăștia de acolo, de nimic, că nu văd prea nimic. Goblinii chiar sunt buni. Prea goblinii chiar sunt niște toți foarte bune. Bun. Bun, fraților, ca în acest episod, sper că am făcut dacă aveți episod de Clash Royale cu deștia nu știu și așa. De asta apăsați acel buton de like și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Am pupat, o seară bună, tot ce vreți voi, pa, pa.